Salutare tuturor, revin cu un clip de la Căsuță. După un mic concediu pe care l-am avut, o să mă apuc să tencui și acest hol, pentru că era rândul și trebuia să-l fac. Am dat jos tencuia la veche până la cărămida casei. Aici, la fel cum a fost și în partea cealaltă, fisură și despărțitură față de peretele pe lungimea casei, avem o fisură pentru că în timpul acela nu se turnau stâlpi, nu se făceau ca în ziua de astăzi și pur și simplu s-a lipit. A venit cu cărămidă lipită de perete și cu timpul s-a, mai ales că aici a fost coșul, este de fapt coșul, este coșul de fum și căldura, contractarea, când a fost frig, când a fost cald, automat zidul a lucrat și s-a depărtat față de celălalt. Am armat cu niște cupoane aici, am găurit în peretele principal și am venit cu fier beton de 16, cred că este. Am găsit niște fiare pe la mine prin spate pe acolo și am băgat niște cupoane încât să îl fac o piesă cu peretele celălalt. Atât aici, cât și în partea cealaltă, am mers pe aceeași metodă pentru că se consolidează împreună cu plasa de armare care va veni pe perete, se va stabiliza zidul și nu vor mai exista acele fisuri cu timpul. Sunt trei grinzi vechi, cum se făcea atunci în timpul ăla, cioplite, dâmbardă. Automat nu sunt toate la nivel, va trebui să îi fac un chenar de jur împrejur, atât pe grinzile care sunt pe perete, acolo și acolo, cât și cele trei. Asta o am cea mai jos, am stat și m-am gândit, cred că din cauza acelei bucată de lemn, să zic așa, a forțat-o și a plecat-o în jos. Nu umblu și o să iau nivelul după ea. O să merg pe nivelul acestei grinzi pentru a forma și a da nivel la tavan. O să vin cu un tavan fals, nu mai merg pe rigips. Aici aș vrea să merg pe ceva rustic, să fie mai frumos așa. M-am gândit la un lambriu sau dacă nu lambriu de lemn sau dacă nu lambriu de PVC. O să urmeze după ce o să armez pereții, după ce tencui, o să trebuie să dărâm coșurile ăla și ăla și deja mi-am achiziționat niște cărămizi de coș cu lărgime de 25 de centimetri, intră 3 la metru, are undeva la 30, dacă nu mai bine, chiar aș vrea să vedem, 33 de centimetri pe înălțime, pe lățime avem 32, iar pe cealaltă 31,5. Am luat 14 bucăți, mi-am achiziționat și niște adeziv, mortar de zidărie pentru BCA și cărămidă. O să vină frumos dat pe buza cărămidei, apoi o să vină alta, dar înainte de toate trebuie să băgăm fier beton pe fiecare colț și băgând una după alta putem să urcăm cu coșul cât mai sus. Camera cu care am început eu
acest mic vis al meu este gata. Este gata la... am reușit să-i dau tinciu. Mare lucru, nu mai este de muncă în ea. O să trebuiască să schimb ușa, dar după ce termin în sală. Ușa o să vină schimbată, o să trebuiască să vină un prieten al meu să înlege circuitul electric. O să-l anulez pe cel vechi și o să trec pe cel nou. Acolo avem o doză, acolo întrerupător vechi și cel nou, aici doză veche și cea nouă, acolo avem coșul de fum care aici în colț o să vină altă sobă. Tavanul este finisat, doar mai trebuie să dau o mână de lavabilă și camera aici este gata. Bine, mai trebuie să scot dușumeaua, să vin cu șapă nouă și după aceea parchetul. Dar mai e mult până atunci, pentru că aș vrea să vin cu toate cam în același stadiu, exact cum e aici, să vin și aici. De-aia mai am mult de muncă, mai am coșurile de făcut, tavanul de făcut. Aici nu știu ce să fac, dacă sunt sigur că vă veți mai uita și alți băieți care lucrați în construcții. Aici am avut o ușă cu două ușițe, una fixă și una mobilă. Acolo am centură care leagă pur și simplu, este dată de jur împrejurul casei, pe perete, uitați, se poate vedea și aici. Am stat și m-am gândit dacă pot să scot ușa asta fără să am pericolul să-mi cad în cap, nu știu, centura aceea, sau dacă nu, să fac un cofrag și să o întăresc, să-i mai torn încă un strat de beton împreună cu fier beton ca să o întăresc. N-aș mai vrea să mai am ușa aici, pentru că cu timpul o să schimb și aici în sală, o să refac atât geamurile cât și aceste forme care se făceau înainte, nu mai îmi plac. Vreau să fie cumva mai altfel. Da, prieteni, și după ce prindem plasa, urmează șprițul, după aceea tencuiala. După ce tencuim și o scoatem la drept, ne apucăm să dărâmăm coșurile și le facem pe cele noi. Mai am și alt diametru de cărămidă. Aici are undeva la 16 cm diametru. O să merg pe celălalt coș, pentru că acolo vine mai drept. Am fost nevoit să iau diametru mai mare în partea asta, pentru că nu mi iese drept pe gaură, pe tablă, afară, sus. Și de-aia mi-a trebuit mai multă lățime a cărămidei. Mai e mult de muncă, dar sunt ambițios și știu că o să o scot la capăt. E un vis al meu pe care mi l-am pus în plan încă de anul trecut din toamnă. Am început din toamnă cu consolidarea casei pe afară, subzidire și cuzineți făcuți pentru a întări casa și a fi cât mai stabilă pe sol, ca după aceea să trec la interior pentru a o tencui și a nu mai exista posibilitatea să mai crape pe diferite locuri. De-aia am făcut prima dată subzidire, consolidare, cuzinez pe colțuri, iar după aceea am trecut la interior, pentru că era o muncă în zadar. Deci, în momentul cum o am eu camera asta, scuzați, deranjul și tot ce se vede, apăreau fisuri pe pereți și munca mea era în zadar. Așa am stabilizat casa pe sol, iar acum este mult mai ușor să lucrez la interior, mai ales că afară este o căldură insuportabilă, o caniculă din aia urâtă și dacă făceam lucrări afară, mi-era mult mai greu. Așa, dacă sunt înăuntru, pot să lucrez foarte bine
și la tencuit, și la armat, și la tavane, și la orice. Eu vă salut și mi-a părut bine că sunteți cu mine în acest clip, domnește.